Mergem cu dumneavoastră, domnule George Tuță, așadar, iată, în primul rând, despre Primăria Generală și mai apoi și pentru planurile dumneavoastră, pentru că suntem curioși ce propuneți acolo, pentru sectorul 1, unde vă luptați așadar cu doamna Clotild. Așadar, ce șanse are domnul Cătălin Căstoiu? Este pe locul 3 în sondaje, nu se retrage din cursa electorală, ne spune. Marcel Ciolacu, președintele PSD și premierul României, ne spune că n-ar mai exista alegeri, ce rost mai au alegerile dacă ne luăm după sondaje, dacă deja ne luăm după câștigătorii din sondaje. Totuși, l-ați anunțat destul de târziu, ați anunțat acest candidat, înțelegem că numele a venit din PSD și nu din PNL, totuși îl susțineți în această alianță, prin urmare, ce șanse are? Într-adevăr, este un candidat independent pe care ambele partide, cele mai mari partide din România, îl susțin. Iar această susținere o vedem ca principală problemă de rezolvat în București. București a fost izolat, sectorul 1, cu atât mai mult și este nevoie de o majoritate solidă care să rezolve problemele bucureștenilor. Acolo unde a funcționat majoritatea, se văd rezultate. Se văd fonduri europene atrase, se văd programe guvernamentale care au investit în a ridica calitatea vieții bucureștenilor. Asta cred că este primul lucru care trebuie rezolvat. Experiența medicului Căstoiu este una uriașă, a salvat vieți, așa cum zicea și domnia sa. E momentul să se implice și în administrația locală pentru a îmbunătăți calitatea vieții bucureștenilor. Are soluțiile din partea celor două partide, atât a Partidului Național Liberal cât și a Partidului Social Democrat. Putem împreună să transformăm Bucureștiul într-o capitală europeană, așa cum și-o doresc bucureștenii. Dar cum îl propulsați în sondaje? Pentru că e încă pe locul 3, asta spunem. Să nu uităm că cred că au trecut 10 zile de când a fost anunțat. Domnia sa nu era un competitor electoral, cum nici eu nu am fost. De asta sondajele de la început nu sunt neapărat rezultatul pe care îl vom vedea la urme. Cel mai bun sondaj este pe stradă, iar eu vă spun că oamenii din sectorul 1 sunt extrem de nemulțumiți de ce se întâmplă în București și își doresc o schimbare reală, o schimbare în bine. Haideți să vedem și legat de planurile pe care le aveți dumneavoastră pentru sectorul 1. Sunteți deputat PNL, ați lucrat și în Serviciul Român de Informații. Ce v-a făcut acum să intrați în această luptă pentru sectorul 1 al capitalei? De 3 ani și jumătate sunt deputat în Parlamentul României. Am avut o serie de inițiative, însă cred că politica mai aproape de oameni, de la nivelul administrației locale, este una care are un impact mai mare. Mereu în Parlament m-am luptat pentru a rezolva problemele cetățenilor, fie că vorbim de proiectul prin care am reușit să eliminăm dosarul cu șină și copiile inutile din administrația publică, fie că vorbim de proiecte de digitalizare, cum este cazierul judiciar pe care astăzi poți să-l obții de acasă, de pe telefonul mobil, fie că vorbim de inițiative în zona educației. Eu cred că toate aceste idei pe care le-am avut de la nivel local, cu experiența pe care o am în politică și în administrație, poate să îmbunătățească viața oamenilor. La sectorul 1, problemele sunt uriașe. Fie că vorbim de mizerie, de gunoaie, fie că vorbim de lipsa oricărui proiect de dezvoltare. Gândiți-vă că e aproape de zero valoarea fondurilor europene atrase în 4 ani de zile. Sunt câțiva bani, dar vin din administrațiile precedente. Am vorbit și cu primarul Andrei Chiliman, care e alături de noi, și sfatul lui a fost unul extrem de corect. Că când vrei să fii primar, nu trebuie să faci politică, trebuie să faci administrație. Administrația este un domeniu pe care îl cunosc foarte bine. Am lucrat în administrație și la nivel local și la nivel guvernamental. Am experiența multor instituții publice. Am idei inovative prin care putem, în termen scurt, să redăm sectorul 1 acea imagine de capitala capitalei pe care o avea altădată. Da, totuși sunt aceste controverse legate și de numele dumneavoastră, că ați lucrat pentru Serviciul Român de Informații, legat de această încredere până la urmă pe care o cereți acum publicului larg din sectorul 1. Nu cred că este nicio controversă. De când am candidat la funcția de deputat, am trecut în CV-ul public pe site-ul Camerei Deputaților că am lucrat pentru Serviciul Român de Informații. Lucrul ăsta nu este o noutate,
Am lucrat acolo când directorul Serviciului Român de Informație era Eduard Helvic, un om pentru care am lucrat din 2009. Deci sunt 10 ani în care am lucrat împreună zi de zi, am fost consilier, am lucrat și la Ministerul Dezvoltării și în Parlamentul României și în Parlamentul European. Am mers în a ajuta în Serviciul Român de Informație, așa cum o făcusem și până atunci. Haideți Iar activitatea de acolo a fost una în zona cabinetului directorului. Și atunci fac aici o asemănare destul de simplă. Directorul Serviciului Român de Informații este, are rang de ministru. Da, haideți cabinetul să vedem... Cabinetul unui ministru este cam același lucru ce face și cabinetul directorului.